Bună ziua, dragii mei, sunt Arotela cu o nouă etalare pentru cei cu soare, lună, Venus, ascendentul nord în leu, etalare pentru iulie 2021, care evident că poate să fie valabilă până în lunile următoare sau poate deja se manifestă. Am schimbat camera, cred că se simte diferența de lumină, de contrast, de culoare, până îmi repar telefonul pe care l-am spart. Mesaje. De fapt, nu sunt mesaje musai de la îngeri, ci niște cărți care arată niște probleme, cu care vă, neapărat probleme, situații cu care vă confruntați în această perioadă. A apărut ecologistul. Pentru unii dintre voi sunteți un înger pe pământ care s-a născut să protejeze, să hrănească și să învețe despre, să predea, mai bine zis, despre natură și animale. Pentru unii dintre voi. Că învățați, predați, învățați și predați despre plante, mai ales dacă aveți planete în fecioară, dacă aveți alte marcaje în săgetătorul în special și în pești, puteți să predați, să învățați și să predați, eu știu, cum să aveți grijă de animale, cum să vă inspirați din animale, oricum, mediul înconjurător, că predați, că nu predați, că vă place sau nu vă place. Mediul înconjurător este foarte important pentru voi în această perioadă. Trecând peste mesajul pe care lansează cartea respectivă, nu neapărat că sunteți toți îngeri pe pământ, dar clar că nu sunteți toți îngeri pe pământ, dar mediul în care stați este foarte important pentru voi, nu de alta, dar la capătul setului de cărți aveți vindecătorul și ia uite ce, am zis eu că e o chestiune de fecioară pentru unii, planete în fecioară sau nodul nord ce aveți, de vindecarea energiei aurei voastre, de nutriție, da? Asta clar, cu animale și cu un stil de viață mai sănătos, mai spre vegetarian sau, în fine, să reduceți cantitatea de carne pe care o mâncați în această perioadă. Dar am zis, mediul înconjurător este foarte important pentru că în acest proces de vindecare, da, prin care treceți unii dintre voi, majoritatea, într-o formă sau alta, poate să fie vindecare energetică emoțională, dar nu neapărat fizică. Mediul e foarte important. Trebuie să stați aproape de natură, chiar dacă este vindecare emoțională și energetică, da? Să petreceți, să vă duceți în concediu. Dacă nu puteți să mergeți în concediu, mergeți cât mai des afară, prin parcuri, faceți-vă de lucru în natură. Și nu spun degeaba, o să vedeți, aveți aici vindecarea astfel de cupe, care înseamnă dragoste sănătoasă față de noi înșine și vindecarea emoțională de niște situații. Aveți încredere, da? Aveți încredere în sentimentele voastre, în simțurile voastre, în visurile care vă ghidează, uneori vă ghidează către o anumită carieră. Poate chiar unii vă schimbați, deși n-am văzut schimbare, dar poate vă schimbați cariera. Însă, repet, aveți încredere că într-un mediu sănătos, acest proces de vindecare iau, se accentuează, da? Hai să vedem în continuare ce alte cărți au venit. Am zis de că vindecarea reapare sub forma asului de cupe. Asul de cupe nu înseamnă musai, nu, dragoste înseamnă dragoste față de voi, de o dragoste sănătoasă, divină. Conectarea prin natură, da, apă, lacuri, păduri, râuri. Conectarea în natură vă încarcă energetic și emoțional. Aveți asul de cupe. Pentru unii poate să fie un potențial, o nouă dragoste sau cineva vă iubește. Cineva. Apar doi ași, au apărut doi ași, deși n-am scos încă, eu știu, n-am pregătit cărțile. Apoi a apărut valetul de monede destul de pitit în spatele asului de spade. Că o fi un semn de aer, că o fi un semn de pământ, contează mai puțin. Poate să fie orice semn. Este, oricum, cele două evidențiază nevoia de comunicare a cuiva, de o comunicare prețioasă, sănătoasă, victorioasă, care aduce victoria. Apoi a apărut șase de bâte, iar victoria, bine, victoria înseamnă și asul de spade, nevoia de a clarifica ceva, valetul de monede, nevoia de a comunica, eu știu, printr-un mesaj, printr-o întâlnire, printr-un cadou. Cineva comunică cât de prețioși sunteți și încearcă să facă, să limpezească niște lucruri.
eventual să participe cu acea comunicare la exprimarea unei iubiri sau la vindecarea unei situații. Nu o fi musai mare iubire, dar poate aveți ceva de vindecat, ori împreună cu încă un personaj, ori toate cele trei cărți vă pot reprezenta pe voi, nevoia de a comunica într-o energie emoțională sănătoasă și pentru acest lucru, repet, aveți nevoie de mediu sănătos, mediu curat. Și ce faceți, valetul de monede? Construiește ceva, construiești, nu știu, plantați ceva, pentru că sunt monede, plantați, faceți-vă de lucru, activitate. Comunicați despre lucrurile acestea. Dacă nu reprezintă o persoană, vă poate reprezenta pe voi sau și una și alta. Nu înseamnă că vine musai cineva, poate să vină. Dar este și datoria voastră, pentru că mesajele au fost pentru voi. Să exprimați clar procesul de vindecare prin care trece sau ce ați învățat în acest proces de vindecare, ce valori ați descoperit în această perioadă, spre ce victorii mergeți, căutați, tindeți, da? Șase de bâte. Aveți totuși deja 2 ași și încă un 6 de bâte, o victorie, într-un fel sau altul. Mergeți cu încredere, unii dintre voi mergeți în căutarea sufletului pereche. Dar, dragii mei, aici este de ales, gemenii, îndrăgostiții și moartea. Trebuie să fiți conștienți că pentru sufletul pereche sau flacăra geamănă trebuie să treceți prin mari transformări, da? Unii dintre voi. Și aici trebuie să alegeți. Alegeți această profundă transformare sau rămâneți în zona aceasta, da? Care e în regulă. Victorii, comunicare, dragoste, vindecare, dar nu e atât de dramatică ca această carte. Pentru alții, repet, pot să fie toate cele câte am spus. Pentru alții, nu neapărat unul sau două mesaje. Simt că este posibil ca cineva să vină, să-și dorească imens să vorbească cu voi, să vă arate niște lucruri și, în primul rând, să-și exprime într-un fel dragostea ce o are pentru voi, o dragoste profundă, neexprimată. Da? Cineva încearcă să-și facă încredere în ei, să-și, da, să-și construiască încrederea în ei înșiși și să vină înspre voi. Este o victorie căpătată, este o, în ce sens victorie? Victoria minții, este o lumină căpătată, o lumină a minții și a sufletului, dar care trebuie împărtășită. Degeaba avem o anumită înțelegere dacă nu împărtășim cu perechea divină, cu sufletul pereche, flacăra geamănă. Și pentru unii lei, nu pentru toată lumea, vine acest personaj, că vă pețește, ar fi frumos. Nu obligatoriu, vine să creeze această colaborare între ei și voi, tocmai pentru că au trecut prin transformări și urmează, în momentul în care voi, dacă voi vreți, evident, dacă vreți, că nu e obligatoriu să vreți, dacă vreți să fiți parteneri, îndrăgostiți înseamnă și parteneriat, parteneri cu ei, și ei sunt conștienți și voi trebuie să fiți conștienți că apare această transformare profundă. Ce sens? În sensul că dacă ești singur, ești în cuplu, da? Și atunci transformarea aceasta este inevitabilă. Nu mai ești singur, ești în cuplu. Deci, dacă accepți această colaborare, și poate să fie evident și la locul de muncă o colaborare, poate să fie și la locul de muncă o colaborare. Eu așa văd deocamdată. Un parteneriat cu potențial excepțional, dar care vă transformă și viața într-un mod radical. Rămâne de văzut cum apar și celelalte cărți. Ia uite, la capătul setului de cărți, Regina de Bâte sunteți voi, da? Leoaica, leul, da? Care are o căsnicie în care a suferit foarte mult, în care s-a simțit blocat. Și totuși, Leoaica trebuie să-și păstreze încrederea, trebuie să se vindece de această decepție, de aceste lacrimi, de acest blocaj mental și să crească spiritual. Și Marea Preoteasă, ce face, dragii mei? Intră într-un mediu special, da? Este vorba de mediu, conectarea la natură. Ia uite, aici asta numai vegetație, da? Își protejează aura ca să poată să crească. Trebuie să vă conectați iar la intuiție,
ca să înțelegeți niște situații prin care ați trecut. Haideți să vedem ce alte cărți apar. Însă, vindecare clară. Victoria aveți și voi și încă cineva. Eu o simt că pentru unii ar putea să vină un personaj. Este cuceritorul, 6 de bâte. Dar, repet, pentru că fiecare talare se manifestă într-un mod diferit, da? În funcție de generație, de harta natală. Puteți să fiți doar voi acolo, în căutarea perechii divine. Sau a unui parteneriat profesional, spiritual, tovarăș, dragii mei, când o să pot să vorbesc? Și despre lucrurile astea sunt atâtea lucruri despre care aș vrea să vorbesc și n-am reușit. Tovarăș de călătorie spirituală. Ghidul este important, dar vă zic, tovarășia, pentru că uneori ghidul este și intuiția noastră, da? Ia uite, schimbare de energie. Ghidul este foarte important, dar tovarășia spirituală este și mai importantă. 4 de flacări gemene, 4 de bute. Soare, lună, Venus, ascendent, nodul nord în leu. Acum că cineva, iar simt un mesaj, că poate cineva din mediul vostru, un înconjurător, care are nevoie, trece printr-un proces de vindecare, are nevoie de încredere, trust, da? Și e în mediul, în mediul vostru. Dar, v-am zis, simt că mai degrabă pentru voi, pentru că știu că leii au trecut prin multe chestii și este și Saturn în opoziție, sunt de rezolvat niște karme, niște chestiuni, da? Hai să vedem, leuți. Central, 9 de băte, provocarea, eremitul. Dragii mei, eremitul nu e obligatoriu, fecioară, nu toate fecioarele sunt în vibrația asta. În trecut, valetul de monede. În ultima vreme, 5 de băte, provocarea asta. Da. În viitor, regina de monede. În prezent, 4 de cupe. Sunteți supărați, dar, repet, vindecați-vă. Stați în mediu, apropo de ce zice, da? Stați într-un mediu sănătos, curat, pur, natural. Meditați. Meditați nu doar la trecut. Meditați la potențialele viitoare, la asul de cupe. E aici, da? Și l-am văzut și mai devreme. Meditați cum puteți să iubiți iar, cum puteți să iertați, să mergeți mai departe, da? Sfatul, cam ciudat, o să clarific, 2 de monede, exterior 6 de cupe. Cineva a zis că cineva vă iubește din exterior, am văzut asul de cupe și asul de spade, da? Cineva vrea să se împace cu voi, aici este oferta, dacă vine cineva, întrerup un pic, da? Dacă vine cineva cu această ofertă de împăcare, meditați, într-adevăr, nu sunteți obligați să o primiți, dar v-am zis, primiți-o doar dacă personajul este transformat, dacă este dispus la transformare și dacă și voi sunteți dispuși să vă transformați viața radical. De asta vă este teamă judecata și ce vă doriți, cavalerul de monede. Ups, mai, cavalerul de monede e cam... Săltăreți. Ok. Okidoki. Ce reușiți să faceți? 6 de spade. Ia să pune aici cavalerul. Hai, cavalerule, stai și tu frumos așa, cavalerule. 6 de spade reușiți să faceți. Ah, ce frumos! Bravo, măi, leuților! Mergeți către dragoste. Mergeți către dragoste. Acum s-ar putea să vină, repet, am văzut asul de spade, s-ar putea să vină cineva înspre voi cu această dorință de împăcare. Pentru că și voi aveți o teamă că nu vă... Nu... Imediat o să-i descriu. Da. La capătul setului de cărți, 8 de bâte, vine cineva de peste hotare, de la distanță, dintr-o altă localitate către voi. Își dorește un început. Nu l-a spus până acum. Vă vede într-un mod excepțional de... Frumos, frumoase, frumoși, frumoase. 9 de monede. Mai ales dacă sunteți singuri, singure. Mai ales dacă sunteți singuri, singure. Probabil pentru unii, da, visează, acest personaj visează, iau-te, e îndrăgostit. Acest personaj vă așteaptă de mult timp, a trecut prin stagnări, iau-te, sufletul vostru pereche.
a trecut prin, nu stagnări aparente, nevoia de a înțelege lucrurile dintr-o altă perspectivă. Vine cineva, vrea să vorbească, vrea să vă bombardeze cu mesaje. Nu degeaba am văzut asul de cupe, asul de spade, valetul de monede, da? Victoria, îndrăgostiții. Repet, am zis, această vindecare poate să fie a cuiva, dar eu consider că nu este doar vindecarea unei persoane într-o problemă, într-o poveste, este vindecarea celor două, cel puțin, a două persoane, da? Central, 9 de bâte. Mare grijă, dragii mei, leuți, să nu vă închideți sufletul din cauza unor probleme pe care le-am mai văzut de-a lungul timpului. Mare grijă. Pe de altă parte, în sufletul vostru, există sufletul vostru al unora. Unii leuți sunt răniți. Of, de-abia mai stau în picioare unii leuți. Și totuși mai au așa un fir de pasiune. Și dacă sunteți în cazul acesta, pentru că ați trecut prin niște conflicte, vedeți, da? 5 de bâte, dacă sunteți în cazul acesta în care ați obosit să vă luptați, ați obosit. Pentru că uitați că acum în acest moment aveți 4 de cupe. Stați pe gânduri. Un pic, da? Am zis că sunteți cu sufletul un pic chakra a patra închisă, da? Sunteți un pic, dacă nu chiar mai mult răniți. Ați vrea să vă deschideți, dar încă meditați. Meditați. Dar meditați într-un mediu sănătos ca să vă și inspire divinitatea, că dacă stați într-un mediu toxic, vă lăsați influențați de acele energii cu care v-ați tot zbătut și luptat. Unii dintre voi, dragii mei, sunteți între un copil, mai ales dacă sunteți bărbați, că aici văd un bărbat, între un copil și soție sau mama copilului vostru, că poate nu mai e soție, poate sunteți despărțiți. Și aveți conflicte, ați avut conflicte în trecut, în prezent aveți un potențial. Cineva vine cu, nu să ai as de cupe, dragostea aceea super teribilă, poate să fie o prietenie, poate să fie un parteneriat. Pentru unii există această posibilitate. Pentru alții, într-adevăr, există un personaj care v-a iubit în secret și vrea să vină să vă ofere această dragoste. 6 de spade. Și repet, vine, că am văzut 8 de bâte, vine de la distanță. Poate că a venit foarte greu, cavalerul de monede, în poziția dorințelor. Poate îi știți, poate nu îi știți. Pentru că, am zis, etalările sunt versatile. Ideea este că provocarea este eremitul. Eremitul ce face? Studiază, pune lumină în întuneric. Trebuie să înțelegeți de ce ați trecut prin conflicte, de ce ați trecut prin ce ați trecut, să vă înțelegeți, dragii mei, ce? Eremitul merge ca și faetonul către stea. A, oare steaua sau trebuie să o capete, să o descopere? Trebuie să vă găsiți lumina interioară. Dar pentru asta am zis, aveți nevoie de un ghidaj, unii dintre voi, și trebuie să înțelegeți întunericul prin care ați trecut unii dintre voi. Și aici este provocarea. Stați singuri, ca în 4 de cupe, ca aici, în prezent, stați singuri și meditați, pentru că amândoi meditează și 4 de cupe și eremitul. Sau încercați să ieșiți din spatele, să depășiți blocajele trecutului, blocaje datorate de conflictelor, da? Încercați să depășiți și să ieșiți din granițele personale, pentru că nouă înseamnă expansiune. Și așa ce înseamnă, chiar și în ritmul Mercurii, dacă mergeți înainte, este minunat decât să stați în spatele gardurilor, cu mâinile încrucișate și să vă gândiți la conflictele trecutului, da? Să vă gândiți că cineva a fost pueril, prea imatur, nu are rost. Poate că acest valet de monede să vă reprezinte pe voi dorința voastră de a construi ceva de mult. O dorință care probabil s-a materializat sau se materializează greu cu cavalerul de monede. Asta pentru că apar aceste lupte interne și externe.
a apărut în ultima vreme, dar eu cred că la lei în general, pentru că lei sunt făcuți să se lupte. Asta e, face parte din destinul vostru, că nu degeaba v-ați născut lei. Dacă aveți planete, acolo trebuie să vă luptați, să fiți combativi. Sfatul este doi de monede. Pe acesta trebuie obligatoriu să-l clarific, dar până una alta trebuie să fiți într-un echilibru, nici prea pasiv, nici prea activ. Exact cum e aici, uitați-vă, în trecutul apropiat ați fost prea combativ, prea bătăioși și acum gata, ați obosit 9 de bâte și stați și meditați. Nici așa, faceți-vă timp. Bine, eu dau sfaturi, că și eu sunt la extreme, mai ales dacă aveți planete dacă aveți și planete în Săgetător sau Scorpion, sunteți la extreme. Da, încercați și cartea arată, da, extreme, ori sus, ori jos, da? Și valurile emoționale și stările emoționale și oportunitățile pe care le vedeți, ori le vedeți prea aproape, ori prea departe, da? Încercați să fiți în echilibru, în primul și în primul rând sfatul, apropo de la această atitudine ecologistă, că de fapt asta înseamnă, da? Hai, clarificăm 2 de monede pentru leuți. Probleme cu spatele pentru unii dintre voi și dintre noi. Mergeți la masaj. Ia, asta e. Am zis, natura activă și natura receptivă, nu pasivă. Exact două regine aici sunteți. Sunteți minunate, doamnelor și domnilor. Poate aveți de ales între o altă, voi sau altcineva. Trebuie să aleagă între voi și încă o persoană. Sau, dacă nu e altă persoană, acest doi de monede, pentru că e sfatul, da? Și atunci nu este influența exterioară, este sfatul. Am zis, fiți în echilibru. Natura voastră activă, bâtele, înseamnă acțiune, inspirație în mișcare, nu doar așa. Inspirație înseamnă și asul de spade sau înseamnă și aerul, mentalul. Dar aici bâtele înseamnă inspirație în mișcare. Adică vă vine o idee, o puneți în practică. Și aici regina de cupe, care stă și vindecă, ia uite, vindecătorul. Alegeți. M-a venit o carte. Ia uite, 10 de monede. Zece de monede, ăsta poate fi foarte variabil, să reprezinte o familie sau următoarea familie, mai ales dacă sunteți singuri și vine cineva și vrea să intre în parteneriat, să fie în cuplu cu voi, iar e o chestiune, cineva alege să fie în această familie cu voi. E o chestiune care ține de familie, destul de... Dar cel mai important, aici sunteți voi, trebuie să aveți, ia uite, să aveți puterea să mergeți înainte. Dacă e vorba de ceva nou, mergeți cu credință. Dar, păstrez ideea că pe care am spus-o, pentru că sunt cărți care au mai apărut. Ia uite, același doi de cupe, spânzuratul, trei de bâte și îndrăgostiții, faetonul, șapte de cupe, acestea au mai apărut. Cred că e un suflet pereche la distanță care v-a ales după ce a trecut prin niște situații destul de grele, dar au fost ca să primească această lumină. Acest suflet este de la drum, v-a așteptat, e în continuare îndrăgostit, dar e decis, a ales. A ales, apropo de doi de monede, a ales să meargă, să-și împlinească visurile și are multe opțiuni, dar dintre toate, cea mai riscantă și cea mai frumoasă, tocmai pentru că e riscantă, sunteți voi. Pentru cine o fi, da? Clarificăm 6 de cupe, influențe exterioare. Exact ce am zis, exact. Vă pupă mama, exact acest suflet pereche care a fost ca și spânzurat într-o situație. Probabil că a fost o situație karmică, o relație extra. Vedeți cum a venit? Da, vrea să vină, 6 de spade, vrea să vină să-și exprime dragostea, vrea să vindece. Dragostea poate să fie și o prietenie, dragii mei. Repet, nu neapărat marele amor al vieții. Da, evident că ar fi frumos. Ia uite, împărăteasa. Moartea despre care am vorbit mai devreme, doi de spade.
Acest personaj vrea să schimbe, să anuleze o tăcere, o separare care i-a marcat profund, o separare, au parte de o trezire, de vindecare. Da? Acest personaj vrea să vină înspre voi și să marcheze creșterea, abundența între voi, o tempărăteasa și regina de monede. Pentru unii dintre voi am zis, frumos ar fi dacă este, vă rog, invitați-mă și pe mine la nuntă, la botez, la ce-o fi, cununie sau chiar la momentul acela în care sunteți prieteni oficiali, nu neapărat cununați, da? Dacă vine cineva și vă cere prietenia și intrați pe și acceptați, bine, sunteți liberi să refuzați, dar dacă acceptați, pentru că simțiți că e sufletul vostru pereche, că s-a transformat, că încă, da, simțiți. Aici este. A fost un moment de tăcere între voi. A fost un moment de tăcere. Ia clarificăm ce remite. Și judecata în poziția fricilor, ați avut impresia că această relație a murit și nu o să mai învie niciodată, că nu o să poată să gândească, că nu o să poată să aleagă corect, că nu o să-și poată salva sufletul, interesant, că nu o să-și asculte îngerii, ghizii spirituale. Ia uite. Cofii, semn de aer pentru unii neobligatoriu, pentru că am văzut și asul de spade, da? La început. Văd și șase de spade și acum, da? Posibil. Ideea este că cine a fost, cine este aici, s-a simțit trădat. Poate că a trădat, dar chiar dacă ar fi trădat, s-a simțit și el i-a trădat, într-un fel sau altul, de viață, știți cum? Că n-au ales corect, că aia. E o perioadă foarte grea a cuiva. Evident că poate să fie și a voastră. În care nu s-a comunicat suficient de bine din cauza unor probleme și de sănătate și de comunicare, dezamăgiri mari. Ia uite, 10 de spade și 10 de... Oh, ia uite, regele de spade, am zis pentru unii, poate să fie neobligatoriu. Da? O tăcere între voi și cineva. Tăcere imensă, dureroasă. Și totuși în spate sunt opțiuni, sunt, ia uite, și pasiune, pasiune și vise, dorințe, și secrete, neînțelegeri, lucruri de la distanță, dacă nu sunteți aproape, cum să vă înțelegeți? E greu. Nu? Clarificăm cavalerul de monede. De-aia apare acest cavaler de monede, pentru că a înaintat această poveste, acest suflet pereche, orice zodie ar fi, a venit foarte greu. Poate că unii încă vi doriți, chiar dacă au venit greu. Dacă nu-i vorba de ei, ia uite, au fost probleme în cuplu, da? Au fost probleme în cuplu. Acum poate să fie alt cuplu. Poate să fie cuplu în care sunteți. O căsnicie, o relație de lungă durată și acest personaj să vină dintr-o altă zonă. Permiteți-vă și, ia uite, 10 de cupe. Speranță. Speranță. Că începeți o nouă lume, că vă lăsați ghidați de mediu, de intuiție, că veți fi independenți, că veți fi plini de reușite, vă veți vindeca și veți avea parte de un parteneriat ideal. Și 5 cu 1, 6. Vă doriți oameni care sunt lângă voi și la bine și la greu. Da? Vă doriți. Eventual aveți nevoie de un spor financiar pentru unii dintre voi. Aveți nevoie de un ajutor financiar. Mai dăm o carte. 5 de bâte. Poziția dorințelor. Prea multe. Poate că e un semn de pământ care iese dintr-un parteneriat, poate să iasă de la locul de muncă, cam zburlit așa, cam cu probleme și vrea să-și construiască ceva. Știu și un caz de genul ăsta, da? 5 și cu 1, cavalerul de monede, vrea să construiască ceva. Și acum sunteți voi aici. Acest personaj trebuie să aleagă între voi și altcineva. Care poate să fie soră, frate, cunoștință, da? Cineva care îi ajută într-un mod inspirant și cineva care îi vindecă. Poate ar trebui să le aleagă pe amândouă. Da, vedeți cum e. Pentru că viața e complexă, oamenii sunt complexi și nu pot spune o singură poveste pentru un colectiv. Ar fi și rușine. Da?
Ia uite, diavolul, mamă, dar ce situații toxice a trăit acest personaj. Pe de altă parte, da, trebuie să iasă dintr-o situație toxică, dar există și o obsesie. Mai dăm o carte. Ce acest cavaler de monede? 5 de monede și cavalerul de monede. Ce asta? Poziția dorințelor. Mare grijă să nu faceți obsesie pentru cei lângă care suferiți, dragii mei. Mare grijă pentru cine o fi acest mesaj. Ia uite, 3 de băte. Sperați, mergeți către alte orizonturi. Nu rămâneți în trecut. Nu rămâneți în trecut. Dacă vreți să construiți ceva pe cont propriu, sperați, explorați. Da? Pentru că aveți potențial, dacă e vorba de a construi ceva financiar profesional. În primul și în primul rând sperați. Eventual că și călătoria este iar importantă. Călătoriți într-un mediu, uite, mediul, da? Mediul. Ecologistul, mediul. Călătoriți în zări senine. Mai ales dacă e frig la voi, plouă, mergeți într-o zonă mai la sud, la soare, la plajă, într-un concediu eventual. Și pentru asta trebuie să vă faceți planuri, ca asta înseamnă cavalerul de monede, să vă faceți planuri de călătorie. Pentru alții trebuie să ieșiți din niște probleme de cuplu, probleme de sănătate, că a apărut și la vindecătorul, sau un cuplu în care v-ați bătut și v-ați îmbolnăvit, v-ați înfrigurat, da? Aveți probleme de mult timp. Mergeți cu răbdare într-o nouă direcție, pentru că 3 de băte înseamnă casa săgetătorului. Pentru mine este și Mercur, călătorii, da? Încercați să vedeți lucrurile din altă perspectivă. Aici, să vedeți oportunitățile. Nu stați supărați în 3 de cupe goale. Vedeți în zare că apare și asul de cupe și asul de spade, da? Și 6 de băte și cuceritorul, sau sunteți voi cuceritorii unui nou destin. Ia uite. Încercați să sperați. Pentru unii dintre voi, toate cărțile reprezintă speranță. Acum, continui mesajul dintr-o altă perspectivă. Vine cineva, lasă în spate un cuplu și vine cineva înspre voi. I-ați așteptat și voi? Ia uite, i-ați așteptat? V-a fost dor de ei într-un fel sau altul? Vouă? Lor, voi știți? Dar este o poveste de dragoste frumoasă. Este o poveste de dragoste frumoasă. Clarificăm Regina de Monede în viitor. Regina de Monede poate să reprezinte multe. Hai să vedem. Creșterea voastră financiară, profesională. Stabilitatea voastră în cuplu. Regina de monede pentru leuți. Oho, regele de băte, da? Foc cu pământ. Nu pe pasiune. Intrați într-un cuplu. Dacă nu sunteți deja în cuplu, intrați unii dintre voi. Ia uite, asul de spade, cavalerul de băte, 4 de băte și asul de băte. Veți intra într-un parteneriat cu cineva. Cineva vă vede, are multă pasiune pentru voi și vă vede într-un mod special, o valoare, aveți o valoare deosebită pentru voi. Da, așa văd. Există acest personaj, rege, regina de spade, dar nu obligatoriu, da, magicianul, care nu și-a exprimat emoțiile, nu a avut opțiuni într-adevăr, dar a preferat să viseze la voi printre toate opțiunile, și-a mai făcut timp să viseze la voi. Nu și-a exprimat emoțiile din cauza distanței, a fost o distanță între voi doi. A încercat să-și menține controlul tocmai din cauza distanței și totuși a ajuns la această înțelegere. Înțelegerea este că simte în continuare multă pasiune și că își dorește să aibă un cuplu, să fie într-un cuplu, într-un parteneriat, măcar prietenie, să vă întâlniți, să vă bucurați de vară, de, nu știu, de excursie, de mediu. Aveți încredere și acest personaj vrea să-și facă, da? Să-și ia, eu știu, toată energia, să-și o strângă și să-și facă curaj, să vină spre voi, să vă cucerească. Cineva vrea să vă cucerească. Ta, 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 să vină.
Și să vină repede, cavalerul de spade vine repede, doar să nu meargă cu viteza 6-a, pentru că este riscant. Clarificăm 6 de spade. Nu ne mai interesează trecutul. Ne interesează prezentul și viitorul. Am zis 6 de spade, vrea cineva să colaboreze, să construiască cu voi. Ia uite, vrea să construiască 3 de bâte, 3 de monede. Poate chiar s-a dus undeva, s-a inspirat, da? A investigat din punct de vedere spiritual, religios, financiar, cum să facă să materializeze acest cuplu. Ia uite, am zis? S-a rugat, a sperat. Clarificăm asul de cupe pentru leuți. 6 de spade, asul de cupe. Totuși, nu știu, a scăpat. 6 de, nu, asul de cupe, asul de cupe în viitor. În primul și în primul rând, dacă au fost probleme, le vindecați, că asul înseamnă vindecare. Am văzut și turnul, niște evenimente neașteptate. Asul de cupe. Alegeți. Dragostea față de voi, cineva v-a ales, eventual alege să construiască, să vină spre voi. 2 de bâte, 3 de